peelingul chimic este o metodă de întreținere facială care presupune exfolierea epidermei cu ajutorul unei substanțe chimice. Are rolul de a îndepărta celulele moarte și de a stimula regenerarea celulară. Peelingul chimic este o metodă prin care se îndepărtează cu ajutorul unor substanțe chimice un anumit strat de piele, controlat, bineînțeles, urmat această distrucție de o exfoliere a pielii, care duce la o creștere a... în care îmbunătățește structura pielii, atât a pielii cât a țesutului și a țesutului celular subcutanat, bineînțeles asta făcându-se în timp, după efectuarea peelingului. Aceste tipuri de peeling depind de atât de substanța care se utilizează, de timpul de aplicare a substanței la nivelul feței, de numărul de straturi de aplicare, de sunt mai mulți factori, de tipul de piele pe care se aplică peelingul respectiv. Cel mai utilizat este peelingul superficial, care practic ajunge numai la nivelul stratului bazal al pielii, deci distruge practic numai epidermul. Peelingul chimic soluționează problema ridurilor fine de expresie de sub ochi și din zona gurii, dar și pe cele cauzate de expunerea excesivă la soare, îmbătrânire sau factori ereditari. În plus, se adresează tenurilor care suferă de acne sau care au rămas cu cicatrici în urma acestora, diminuează pistruii și intensitatea petelor solare, dar și a celor pigmentare. Specialiștii avertizează că este importantă alegerea perioadei în care se programează această intervenție. Se face de toamna până primăvara, da? Deci nu trebuie să fie în perioada însorită și se fac așa cură de 4-6, iar peelingul mediu o dată pe an sau când e nevoie, dar în orice caz mai rar, mult mai rar. Pentru că unul dintre efectele secundare pe care ne putem întâlni când efectuăm peeling este hiper sau hipopigmentația, dar mai ales hiperpigmentația. Și atunci razele soarelui accentuează acest risc foarte mult. Da? Nu este recomandat peelingul chimic în caz de alergii la substanțele chimice folosite sau alergii la anestezic, deoarece peelingul profund se realizează sub anestezie.